Bine v-am regăsit, dragi prieteni, așa cum vă promiteam săptămâna trecută, ne întâlnim din nou aici în locul atât de interesant în care prietenul nostru Dan Alexoae își petrece, cred că, multe ore în fiecare zi, așa e, Dan, bine te-am regăsit. Aproape. Când am cursurile mele de masaj, vin aici cu ucenicii mei și povestim, dăm din mâini, învățăm. Da. Învățați, înconjurați de fapt de atâtea lucruri care fiecare poate să spună o poveste. Spuneam în ediția trecută a emisiunii noastre că o să revenim aici. Sunt atât de multe lucruri de povestit încât este foarte greu într-o jumătate de oră să reușești să parcurgi măcar o parte din ele. Peste tot vedem obiecte care vorbesc despre români și despre românism. Eu așa simt. Vorbesc în principal despre lumea satului. Lumea satului, da. Care toți se află, avem rădăcini la sat. Dacă vrem să ne recunoaștem rădăcinile. Da. Mulți le rușine cu originele și au... Foarte rău. Da. Treaba lor. Ar trebui să se mândrească, să ne mândrim toți cu originile noastre din sat. Până la urmă este, de fapt, unica șansă de a supraviețui tăvălugului istoriei. Care, uite, de că vine peste noi și ne ia, șterge, da, identitatea. Intrăm într-un mare stat global, unde limba probabil că la un moment dat o să uităm, o să vină o limbă Esperanto. De circulație, nu știm care va fi aia, probabil lucrurile se vor uniformiza. Și atunci, din motivul ăsta, acum vreo 20 de ani, când s-a pus problema după căderea comunismului, mă rog, Europa de Est a intrat în altă eră, s-a pus această problemă a globalizării. Și la New York s-au întâlnit președinți, prim-miniștri, miniștri ai culturii, după aia la Paris și au zis, mă, ce facem? O să fim tot una. Nu se poate. Și atunci Comisia UNESCO a fost însărcinată să identifice acele elemente care definesc Identifică, da, o regiune, o națiune, o populație, un grup etnic, să zicem, da? Și uite, așa s-a născut această poveste cu păstrarea rădăcinilor. Acum, eu nu mi-e frică de globalizare, nu am nicio treabă cu conceptul ăsta, istoria merge înainte, alții fac istoria, noi doar suntem acolo piese mărunte, dar am simțit nevoia că trebuie să rămân conectat la lucrurile autentice, adevărate, ălea care dau consistență și conținut sângelui nostru. Noi avem sânge care curge, dar nu este doar o apă chioară incoloră, are consistență. Ori ăștia dau consistență. Sunt lucruri care se repetă și sunt transmise din generație în generație, oral, și care au asigurat la nivel de comunitate rurală, în lumea satului, supraviețuirea generațiilor. Dacă n-ar fi funcționat, nu s-ar fi transmis, n-ar fi rămas, n-ar fi fost respectate, n-ar fi fost păstrate. Pe ăștia eu vreau să le redescopăr și să mai ales să le înțeleg. Da. Care este tâlcul lor. Adică de ce țăranul respectiv ținea neapărat să pună semințele într-o anumită zi a anului? De ce trebuia să poarte cămașa albă? Toate lucrurile sunt articulate. Nimic nu e la voia întâmplării în lumea satului. Nu, sau nu era? Nu. Noi nu mai înțelegem pentru că la oraș nu mai avem nevoie de lucrurile alea. De exemplu, eu am fost pe munte în cătunele alea unde oamenii sunt singuri în fața tuturor urgiilor posibile. Ei se luptă cu sălbăticiunile naturii. Lumea Luca i-a luat astă primăvară lupii 3 oi. Te referi la Analuca de la Ineleț. Da. Da, cine a fost minte, pe exemplu. Munte, da, știe ce înseamnă, da, Inelețul și știe că sunt câteva case aruncate de pe unde, un versant al altuia. Unde mergi ca să înțelegi. Da. Care este această legătură puternică, tainică, uitată cu natura, cu pământul? Deci ei luptă cu sălbăticiune, ei trebuie să se acordeze cu natura. Cu universul. Cu universul, cu cosmosul. Da. Ei de asta sunt și știu rosturile. Universului le-au învățat. Da. Sunt obligați să le știe. Da. Ei știu vibrația pământului. Când e bine să pui sămânța? Mă sună cu telefonul. Domnul Dan, acum cred că ar fi cazul să mai pun un rând de castraveți de aia de-ai timpurii. Îmi trimis matale un plic cu sămânță. Găsești? Sau dacă poți, găsești pe la prietenul matale, pe la țară sau așa. Și mă duc și pentru că el simte că atunci trebuie puși. Atunci, nu altă dată. Da.
Dacă nu-i duc acum, nu-i mai duc. Fără să-i dicteze cineva, da, sau să scrie într-un, așa, într-o carte. Sunt urgii peste ei. Au stat 2 săptămâni închiși în casă pentru că era zăpada până la Streașina. Uh-huh. Supraviețuiesc. Sunt obligați să supraviețuiesc. Ei n-au voie să îmbolnăvească. Dacă se întâmplă să intre în comunitate boala, ei trebuie neapărat să o alunge. Și atunci, în mintea lor și în bagajul lor cultural, ăla subțire, în ghilimele, deci el este foarte consistent, exact, au niște repere pe care nu le știe fiște cine și ei și le păstrează. Ei bine, ei le păstrau și le transmiteau folosindu-se în special de comunicarea asta simbolică. Mm-hmm. Și aici găsim rostul costumelor populare. Costumele populare erau făcute într-un mod specific unui areal, unei comunități. Acolo niște simboluri, solare, bunoară, da? Triunghiuri, romburi, cruci, într-un anume fel. Erau și de protecție. Semne de recunoaștere, în primul rând. Exact. Cum adică de recunoaștere? Păi recunoaștere între ei. Tu ești, de-al meu, acolo, tu, da, ești din comunitatea mea, da, tu ești din satul, da, meu, da, tu, da, ești din vatra mea, tu ești din tribul, da, meu. Te știu doar dacă te privesc. Vedeam semnele de recunoaștere. Da. Costum popular. Dacă vedeau un străin, străinii erau acceptați cu mare greutate, pentru că puteau să vină să facă rău, puteau să vină să... cu gânduri necurate. Și atunci multă vreme trecea până când câștigam crederea lor și erau de-al lor. Știi că multă vreme comunitățile se războiau între ele pentru resurse, pentru teritoriu, pentru... supraviețuire. Asta a fost lupta și natură între sălbăticiuni, tot așa se duce. Deci aici ar fi vorba de simboluri. Ele erau foarte precise, foarte bine ancorate în mentalul lor, care venea din vechime. Strămoșii lor, când a spus facem așa, așa a rămas până în ziua de astăzi. Și nu altfel. Și s-a transmis dacă facem, pe cale orală. Dacă facem altfel, iese pierim, altceva. Pierim. Da. Nu dintr-o dată, încet. Uh-huh. La oraș nu mai avem repere. Uite-te că ieșim pe stradă și suntem niște oameni mai mult decât singuri. Secătuiți. Aproape că simți și o tai ca pe margarină depresia. Uh-huh. Și de unde începe depresia? Spune psihologul. La om care n-are rost. Omul care nu are rost intră în depresie. Da? Lipsa în de lumea rost satului de... nu există om fără rost. Acolo fiecare are un rost bine definit, bine determinat, pentru că intră într-o alchimie secretă, o alchimie tainică, știută de ai bătrâni, transmisă și întreținută. Și pornește de la pământ totul. Totul este legat și interconectat. Adică nu poți să trăiești dacă nu ai grijă de pământ, dacă nu știi ce pui în pământ, plus dacă că, nu știi ce, da, iese din pământ. Da. N-ai voie. Să respecti regulile pământului. Da. Să simți vibrația pământului și mai ales să nu uiți că noi suntem tot una. Deci, da, ei acolo nu că se ajută. Sunt ca o altă mână în plus. Uh-huh. Și sunt foarte sincronizați unii cu alții. Pe mine m-a impresionat modul în care acționează. I-am zis, băi, Neluca, uite, vreau să te ajut să faci un cuptor. Zilele trecute. Bine, domnul Dan. Am găsit niște cărămidă de astea de la un prieten de la demolări. M-am dus și am dus-o. Ce crezi? La un semn au venit din alte cătune 5 cai. Odată. Eu mă gândeam de câte drumuri facem noi cu calul lui, săracul, da, până urcăm noi 200 de cărămizi. Ei nu. Și mi-a plăcut. Au un sistem foarte interesant de comunicare. Au niște feroteni și bat în ele. Uh-huh. Ecoul muntelui, da. Da, da. Se aude, da, și știu, da, că și au un fel de semnal morse. La ora de plec. Da. Ne întâlnim, cobor, vin. Da. Și asta se întâmplă în secolul 21. Da. Asta înseamnă să fii articulat. Uh-huh. Religia înseamnă relegare, reconectare. Arta ne articulează. Cu cine? Cu creația. Uh-huh. Nu? Și acătă că intrăm în zona asta magico- țărănească. Deși cuvântul țăran sună peiorativ. Eu îl zic cu drag. Vine de la țărână, de la pământ. Pământul Terra, da, este marele vindecător. Eu le povestesc aici la curs de noi, cuvântul terapie vine de la Terra apelare. Terapie, Terra apelare. A chemat pământul la ajutor. Pe muma noastră, care ne naște și ne crește și ne întreține. Noi mâncăm ce ne dă pământul. Da. Pornind de acolo, de la esență până la urmă, tu ai încercat să aduci aici, în spațiul ăsta, lumea satului să fie cu tine. E tâlcurile ca... de acolo. Tâlcurile, da, de acolo, da. Atât cât m-am priceput și atâta cât... Atât cât te-ai priceput. Mintea, da, și înțelegerea, da. Dar este
foarte interesant fenomenul ăsta care se întâmplă. Unii zic că, domnule, trebuie să fii de specialitate. Nu te bagi în zona asta etnografică, folcloristică, dacă nu ești de specialitate. Și eu zic așa, în regulă, foarte bine. În Franța există un centru de terapie foarte interesant, Georges Devereux se cheamă. Georges Devereux, în anii 50, este considerat părintele etnopsihiatriei. Are un discipol foarte puternic în zona asta, Tobias îl cheamă, Nathan. Îl admir enorm de mult, este un medic francez, profesor emerit la Universitatea din Paris, care la ora asta, când noi vorbim, în clinica lui, în centrul ăsta Georges Devereux, apelează pentru vindecarea bolnavilor lui, de tot felul de nevroze, psihoze și alte oze, da? Descântece, farmece, vudu și, mă rog, care... S-a întors la practicile tradiționale. Bineînțeles că da, pentru că funcționează. La nivel de creier emoțional, poate povestim despre zona asta, creierul nostru are două mari componente. Este creierul profund emoțional, unde noi reacționăm, la fel cum fac toate animalele, cu furie, cu frică, da? Cu dorință nestăpânită de a apuca. Da? Și creierul rațional, partea superioară, scoarța cerebrală, lobii prefrontali, povestea de un profesor Dănăilă, îl ador când îmi povestește lucrurile astea, unde noi înțelegem, noi raționăm și noi oferim mediului extern răspunsuri, nu reacții. Da? E bine, lucrurile ăștia activează, mă refer la descântece, farmece, faceri, desfaceri, legări, dezlegări, incantații și așa mai departe, care se întâmplă în zona asta nevăzută, da? Arhaică, sătească, da. Nevăzută, stranie, da? Activează acele zone profunde ale creierului responsabile de regenerare, de recreere, de vindecare. Da? Eu, de exemplu, detest cuvântul distracție. Mă duc să mă distrez. Lumea funcționează cuvântul distracție, pentru distracție astăzi, din păcate. Da, totul este pentru entertainment sau pentru distracție. Tot timpul trebuie să fie distractiv. Distracția ceva. Este sinonimă cu distrugerea. Uh-huh. Toate simptomele negative legate de fiziologie, poftim, disfagie, dispepsie, dismenoree, discopatie, toate disurile care le vei tu sunt rele. Ceva rupe, desface, distruge, distracție. Mă duc să mă distrez. Sună îngrozitor. Mă duc să mă recreez. Sună altfel. Da. Nu? Și copiii mici vorbesc de distracție astăzi. Rău. Da. Rău. Da. E un concept rău, greșit. Am observat asta, da. Aducând aici, într-un fel, lumea satului, de fapt, ce vrei să faci? Să ofer niște repere corecte, sănătoase, celor care, mă rog, pășesc în spațiul ăsta și au răbdare să mă asculte. Legate de fiziologia lor, în relație cu ce știau bătrânele altă dată, pot să le povestesc, în relație cu patologia, tâlcul din spatele simptomelor, aici asta presupune răbdare, presupune dialog, da, povestea. Povestea. Apropo de poveste, da. Ai acolo niște chipuri de lut pe care dacă le vede cineva se întreabă ce-i cu ele. Da. Sunt foarte expresive, trebuie să recunoști asta. Nea Petrică Scurtu din Bara de Sus, care sculpta foarte frumos. Scria și sculpta, da? Da. Un om care nu a avut studii artistice, dar a lăsat câteva sute de lucrări de artă după Dumnezeu să a murit acum 2 ani, a fost aici în spațiul ăsta, l-am adus să povestească ucenicilor mei cum proceda mama domniei sale, mama Domnica Zegoicea, așa o chema, când descânta. Cum trăgea aici pe la frunte, uite așa, șchipa în degete și îl trăgea aici, între sprâncene. Și eu le spun așa, completez, de fapt, ce le spunea Neapetrică. Noi avem câțiva zeci de mușchi faciali, care sunt singurii din organism care au a doua inserție nu pe os, ci pe piele. La nivelul feței sunt scrise toate emoțiile noastre. Da. Ei bine, când noi suntem supărați, sprâncenele se apropie. Cum ți-e sufletul și ne încruntăm. Ți-e fața, da? Da. În momentul în care depărtăm sprâncenele, obligăm creierul să se însenineze, să se relaxeze. Ori mama Domnica Zegoicea, pe ce șchipa trădește, uite așa, trăgea de sprâncene.
În momentul în care înseninez printr-un act mecanic creierul, cât de greu fac psihologii treaba asta din vorbe. Greu, dar prin masaj se poate, uite așa, trăgând de sprâncene, automat stimula partea aia profundă să înceapă procesul ăla de reconfigurare, de repunere în albia bună a lucrurilor. Pentru că multe boli vin de la supărare. Unde încep cele mai multe simptome și după aia boli? În necazuri, în bolile pe care noi le cultivăm, cu mintea, supărările, de foarte multe ori, da. Nu poți să te iert, frate. Da, de ani, da, de zile, da, mi-aduc aminte și nu te iert. Da. Și asta se somatizează la un moment dat. Da. Și acționează asupra unui organ, asupra unui... Și uite așa, din cauza furiei, te îmbolnăvești de ficat, din cauza fricilor, că ai fost speriat toată viața, o să-ți obosești rinichii și te pomești într-o zi că ajungi pe la urologie și tot așa, fiecare. De asta trebuie să învățăm să trăim relaxați. Să învățăm să trăim în armonie cu organele noastre care le avem la inventar. Eu le spun așa, toate organele noastre sunt inteligente. Noi suntem suma inteligenței organelor noastre. Am fost la Argeș împreună cu prietenul Marius, la domnul profesor Dulcan, și acolo l-am cunoscut pe Dorel Vișan, pe actor, care a avut probleme de sănătate foarte importante și care mi-a povestit preț de câteva ceasuri, cum a învățat el să vorbească cu organele lui. Da? Organele noastre sunt foarte ascultătoare. Ne ascultă și ne dau semnale. Ca niște câini credincioși. Ne ascultă și chiar fac ceea ce le spunem, cu condiția să le respectăm. Desigur. Nu prea le respectăm. Nu, le dăm tot felul de prostii, băgăm pe gât tot felul de excitanți, le sufocăm cu tot felul de, lucruri rele. Da. Pentru că nu le respectăm, exact cum spui. Da. N-ai terminat povestea. Da. Nea Petrică Scurtu a plămădit cu mâinile domniei sale din Lut toată familia. Pe mama Domnica, pe tata al dumnealui Nea Costică și pe sora dumnealui mama Lina și pe frații lui. Și m-am dus într-o zi la dumnealui și a zis, băi, Nea Petrică, dă-mi mie pe mama lui mata. S-o duc la mine la atelierul meu de masaj. Da. Din Lut. Zice, bă, tată, nu ți-o dau, ori ți le dau pe toate, ori nu-ți dau niciuna. N-a despărțit familia. Da. Și atunci mi le-a dat pe toate. Da. Și tu le-ai pus și eu le-am îmbrăcat. Am cerut niște haine, pentru că dumneavoastră se îmbrăca în costum polar. Am acolo o fotografie. Aia mică de acolo. Uh-huh. Este mama Domnica Zegoicea, în costum popular. Și am îmbrăcat-o cu haine de acolo, de la mama Lina și de la el. Și când a venit aici și el s-a dus repede și a mângâiat-o și a zis, uite pe mama mea, a început să plângă. A fost impresionant momentul. Da, foarte frumos. Alte obiecte, cum au ajuns la tine aici? Păi, da. Vin spre foarte mine. Multe icoane. Am multe icoane. Spuneam că le-am răscolit beciurile, podurile prăfuite. Căutam, de exemplu, una din cursantele mele mi-a spus că are în pod vreun metru ceva de discuri de la de vinil. Ebonită, de vinil. Și care pe mama Domnica. Și odată cu discul lui mama Domnica am găsit și o icoană. După aia. Și tot așa. Eu răscolesc. Nu am niciun fel de reținere. Problemă să intre în locuri prăfuite. Sunt și foarte, cum să zic, cer. Da. Obraznic. Și mă bag în sufletul omului. Cum să dai tu icoana? Da. Frate, decât dacă ai încredere în omul ăla foarte mare. Da, corect. Deci eu sunt oameni pe care îi venerez. Mulți sunt plecați în lumea de dincolo. Mămăițe. Le sunt recunoscător. Asta este, de fapt, lecția care mi-au dat-o, cea mai importantă, recunoștința. De fapt, recunoștința, scormonind de lumea satului, cauți să te înțelegi pe tine. Da, da. Dar cu ocazia asta descoper instrumente noi. Da. Bună oară recunoștința. Cât mai cultivă recunoștința? Mă folosesc de tine, fac interesul și gata. Și la revedere. Dacă pot, îți mai dau și un șut. Da, pentru că se întâmplă un fenomen. Uite, acum îmi vine ideea asta. Mulți oameni nu sunt în stare să ducă povara recunoștinței. Adică mi-a făcut omul la bine. Hai să-i spun măcar o vorbă. Dar eu sunt mic la caracter și atunci îl fac și pe el mic ca să pot să-l strivesc. Pentru că nu pot să suport povara recunoștinței. Da, interesant. Ori în lumea asta a satului, recunoștința este firească. Esențială. Este condiția fundamentală pentru sănătatea sufletului. Recunoștința față de Creator, recunoștința este, cum să spun, instrumentul imediat care te duce la rugăciune. Și de aici s-au desfăcut porțile spre câmpurile. Omul știe să mulțumească pentru toate, și pentru cele bune și pentru cele mai puțin bune din viața lui. Da, da.
Trebuie să reînvățăm recunoștința? Da, dar nu la oraș. Nu la oraș. Nu. Să ne întoarcem în sat? Ne ducem la sat, urcăm muntele, potecile, uh-huh, și încercăm să ne băgăm peste pielea oamenilor de acolo. Să vedem ce gândesc. Să-i palpăm, să-i adulmecăm, uh-huh, să le intrăm în grațiile lor. Ca să poată să se deschidă. Da, da, da. Sunt niște comori. Mergem pe munte, să luăm la mama icoană, ce mai faci, bună ziua, de unde veniți, la Severin, a, și pe unde vă duceți, mă duc pe la Minelez, pe Argeana și pe noua, bine, hai, la revedere. Hai, mă, să-ți dau un pahar de țuică, să rămână, e bună. De... La revedere, drumul. Și la revedere, nu, 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 nu. Stai cu ea de povești. Și atunci afli o mulțime de lucruri care... încep să te... Este ca un fel de chirurgie. Știi? Simți că încep să... O mână nevăzută începe să-ți... Să-ți arate alte căi. Taie pe acolo prin ventricule ceva. Nu știu, se întâmplă. Și pleci cu altă inimă de acolo. Da. Am cunoscut-o mai... pe tanti icoana. Da. Și mi-a plăcut mult. Să știi că au fost... mai sunt și alte icoane. Da. În Munții Cernei... Ce mi-a plăcut oameni... mai ales numele ei, Icoana. Icoana, da. N-am mai auzit până acum. Mai sunt încă două, uh-huh, femei care se numesc Icoana. Dar vreau să spun că am cunoscut pe Uica Ion, un bătrân care este vecin cu mama Icoana la vreo 3 sferturi de oră de mers pe jos. Uh-huh. Adică sunt vecini. Vecin, da. Pe dealul celălalt, pe versantul celălalt. Pe câteva dealuri, da, mai încolo. Și Uica Ion îmi povestea despre mama domniei sale, mama Petria, care a murit la 96 de ani, una din cele mai puternice, la fel ca mama domnica Zegoicea, mama lui Neapetică Scurtul, cele mai puternice, tămăduitoare, bunică vrăjitoare, fermecătoare. Fermecătoare, da. Și am câteva ore de povești cu Uica Ion, pe telefonul meu și în arhiva mea video, cum făcea ea de scăpa oamenii de farmece, de legări și așa. Veneau mașini de la Constanța, jos, în Valea Cernei, și veneau, urcau după ea să o ia. De la Cluj, de la București, o mulțime. Era cunoscut în toată țara. Uh-huh. Da, mi-a povestit o mulțime de lucruri. Cum făcea mai ales? Trebuie neapărat să-ți folosesc. După ce îi descânta ea pe copii sau pe ai bătrâni, care aveau diferite beteșuguri, le punea în sân, cum ai tu cămașa așa, trei fire dintr-o mătură, uh-huh, care nu mai folosea, niște boabe de sare, niște boabe de tămâie, un de ăsta de usturoi și îl trimitea să plece. Bineînțeles că el pierdea tot ce pusese acolo, da? Da, dar asta era și ideea. Când pierdea, pierdea și boala. Da, foarte interesant. Da. Da. Foarte interesant. Sunt curioasă ce mai rămâne din lumea asta satului, pentru că odată cu oamenii aceștia care au moștenit de la înaintașii lor toate aceste obiceiuri, tradiții și tot ce se întâmplă magic în lumea satului, nu știu dacă se mai transmis sau mai transmis mai departe. Din dispare o lume cu totul. Dispare, da. Da. Asta este tristețea mea cea mai mare și este... crede-mă că am hemoragie internă. În cătunele alea din 20 de familii mai sunt 5. Uh-huh. Oamenii de la an la an, școala din Ires s-a închis, nu mai sunt copii, da, de anul ăsta. Da. Dincolo, la Prisăcina mai este o casă, la Dobraia... Biserica mai se deschide odată la, da, câteva săptămâni, probabil. Da, da, da. Am fost anul ăsta de înviere. Uh-huh. Și, părintele de la Herculane. Da, da, a venit vine... după o săptămână și... E un părinte călugăr care vine, da, acolo. Da. Vine mai târziu și... Acum vreau să-mi doi spun... ani venea... Chiar a doua zi de Paște, că eram la Herculane, da, și spunea că trebuie să meargă la Inereț. Da, e un om pe care oamenii îl iubesc, da, e un om deosebit. Vreau să zic că anul ăsta eu le-am dus, am mers 3 ore cu Lumina. Da, de aici, de la Severin, aprinsă. Uh-huh. Și le-am dat Paște de aici, de la biserica noastră. Foarte frumos. Da. Cum te-au primit oamenii? Păi ca de fiecare dată. Atât de mult se bucură. Deci îmi vine să cadă în genunchi când, da, ajung acolo. Trebuie să ai un suflet foarte frumos să faci asta tu în a doua zi de Paște. Să te gândești, da, la oamenii, păi, de acolo. De la care, 5 practic... dimineața l-am îmbrăcat și cu făclia. Nu, am pus o mașină să nu se stingă și am oprit mașina pe malul Cernei și după aia am luat-o la... Te-ai dus singur? Nu, cu a mea nevastă. Cu a ta soție. Ea plecă întotdeauna, da. Foarte frumos. Da. Foarte frumos.
Asta este bogăția, comoara pe care o duci cu tine, cea pe care o sădești în suflet. Nu casele și toate mașinile scumpe. Vreau să-ți povestesc un lucru. Nu știu acum avem timp. 3 minute, probabil. Da, i-am dus lui Nealuca cadou o icoană de-a mea, din ăștia vechi, se cheamă Portărița, Maica Domnului Portărița. Uh-huh. Este prima icoană pictată de Sfântul Luca, Sfântul Apostol Luca. Da. Trăia Maica Domnului, în fine, sar peste poveste, i-am spus Nealuca, uite, Sfântul Apostol Luca, de ziua lumea ta. Mulțumesc, Domnul, da, în fine. Și fiind acolo, e una din icoanele de pe Sfântul Munte Atos, care a făcut dintre cele mai multe minuni. Trebuie să spun, Maica Domnului are o rană la față din pricina suliței soldatul roman care a făcut și care a adres. În fine, oamenii, nu știu, cunosc probabil povestea. Fiind acolo, a venit o furtună și a început să bată grindina. Și eu filmam cu telefonul fenomenul meteorologic. Fiind acolo, în pragul casei la Nealuca, în Cătune, sus, am acolo. Am înțeles, pe munte. Nu am băgat de seamă, deci eu am film cu ce-ți povestesc acum, nu am băgat de seamă că în spatele meu se foiește și se întâmplă ceva. Doamna Maria, soția lui Nealuca, a prinsese candelaia care l-a dus de la Paști, iar el, într-o căiță de asta, a prinsese tămâie și se rugă cu a ta în frigurare să îi păzească, știi? Uh-huh. De rele, pentru că anul trecut le-a distrus grindina vie tot. Da. Tot, nu s-a făcut nimic. Da. Și erau, deci atât de mult m-a impresionat că sub telefonul meu a apărut o lumânare care s-a înfipt în ghiveciu cu flori. Doamna Maria și pusese lumânare acolo. S-a terminat furtuna, repede au ieșit afară să vedem ce prăpăd a făcut. Deci vreau să zic că am ieșit și eu după ei cu telefonul și ca prin minune s-a desfăcut apele, torentul care a venit sus de pe deal și voiul ăla și le-a ocolit ogorul. Minunat, deci, da. Am pe film lucrurile ăștia. Am pe film lucrurile ăștia. Am crezut în secunda aia că pic în genunchi și zic, Dumnezeu există. Ce pot să zic mai mult de atât? Da. Maica Domnului există în invizibil, aici cu noi. Da. Trebuie doar să fim atenți. Da. Trebuie doar să fim atenți, să credem și să ne raportăm. Poate unora li se par ciudățeni. Metafore, povești. Da, da, da. Treaba lor. Trebuie să trăiești asta, da. Și să simți aici, ajutorul. Da. În partea stângă a pieptului. Da. Da. Toate pornesc de acolo. Și toate și se întorc acolo, da. Asta e. Asta cred că este, face parte din frumusețea vieții și întâlnirea noastră de astăzi face parte din frumusețea vieții. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare întâlnire care pentru mine este plină de har și bucurie. Aș vrea să putem să ne întâlnim toți oamenii și să vorbim atât de frumos și de deschis despre lucrurile importante, da. Da, frumoase, minunat. Despre bunătate, despre compasiune, despre atenția la cel de lângă noi, pentru că nu mai avem ochi pentru cel de lângă noi, din păcate, de ne-am multe separat. Ori. Ne-am separat, avem fiecare avem în enclava noastră. Avem un cum să spun, o lozincă care ne mână pe toți, toxică, absolut dărâmătoare de viață. Ideea de competiție. Uh-huh. Am înlocuit colaborarea cu competiția. Rău am făcut. Se inoculează. Mesajul meu este așa. Nu competiție, da colaborare. Colaborare, da. Nu trebuie să fim toți pe locul întâi. Nu. Toți suntem egali în fața lui Dumnezeu. Da, exact. Și fiecare are locul lui. Trebuie să fie și pe locul 2, și pe 3, și pe 4. Avem toți. Am la curs aici, nu știu cum avem timp, mai povestim. Ne spune prietenul Marius. Am la curs aici câțiva care sunt mai timizi și zic, eu niciodată nu o să pot să învăț, nu o să știu, nu, nu o să știu că urma să uite. Da. Și zic că nu te minimaliza tu, pentru că nu știi tu cât ești de important și ce pentru tine. Ceilalți, da. Și pentru Dumnezeu. Uh-huh. Și ca să argumentez și mai puternic afirmația asta, spun, uite, de la începutul veacurilor, de când a creat Dumnezeu Universul și Pământul și viața, n-a mai fost nimeni ca tine. Și până la sfârșitul veacurilor, nu o să mai fie nimeni ca tine. Ești unic, da. Și rămâi unic. Asta trebuie să înțelegem, da. Asta trebuie să înțelegem, că suntem unici, da. În fața și fiecare lui Dumnezeu. Suntem importanți în fața lui Dumnezeu. Da. În mod egal. Da. Nu este unul mai decât altul. Da. Noi ne vedem așa.
Dacă am reușit să ne vedem așa cum suntem și să ne valorizăm, să ne găsim locul nostru, pentru că e o goană nebună după alte locuri decât ale noastre, am fi mult mai fericiți. Și alte rosturi. Și alte rosturi, da. Să ne întoarcem în noi, să găsim răspunsurile în noi. Rostul la care trebuie, pentru care am fost trimiși. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Dan Alexoae, și sper să ne mai deschizi ușa acestui loc minunat în care să intrăm de fiecare dată cu aceeași bucurie și să promis că nu duci foarte repede pe munte acolo obiectele astea. Ok. De acord. Să ne vadă mai multă lume. Poate o să mai ai vizitatori și după aceste emisiuni pe care tu le-ai mai realizat și cu alți colegi de-ai noștri. Îți mulțumim încă o dată.